Bănesc alături de noi cu o reinterpretare a celebrului Apfelstrudel. Știi cum e? Nu pot să o fac niciodată la fel. Vorbim în continuare despre Apfelstrudel. Care este original, așa că pentru căpșuni apăsați pe 1, pentru turtă dulce apăsați pe 2 și pentru frișcă te rog să bagi nasul în farfurie. Lăsați că iau căpșuna asta de deasupra. Întâi îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ai venit și astăzi și în al doilea rând voiam să te întrebăm care sunt lucrurile care ți-au atras atenția și ochiul atent a sclipit. Băi, se întâmplă în continuare lucruri. Nu o să-ți vină să crezi. Nu o să-ți vină să crezi ce se întâmplă. Adică până și lucrurile la care nu ne așteptam practic sau ne prefăceam că nu ne așteptam. Da. De exemplu, Pepe. Da. Așa, Pepe, îl știm, e imprevizibil. Latino lover, da, nu, acest mic Iglesias al nostru. Știi cum e bancul ăla, nu? Știi, auzi, mă, că și tata lui Enrique a început să cânte. Da. Celebră. Da. E un banc real. Da, știu. Tasul lui Enrique chiar cântă. Da. Agua dulce, agua sara. Agua sara și prin lipsă. Așa. Deci, avem un eveniment legat de Pepe. În sfârșit a recunoscut. A fost, de fapt, dacă am fost silit să recunoască relația cu Yasmin Odi, cu make-up artistul, mai tânără ca el, cu vreo 16 anișori. Așa să-i ajute Dumnezeu. Este doar o convenție statistică. Era într-un club, așa se zice. Uite, așa mi-au spus mie niște oameni bârfitori, da. Așa ca noi. Și mi-au zis că erau într-un club, ea a luat șat după șat și a zis, băi, ce e asta, mă, stăm, ne prefacem că nu-i nimic, te rog să recunoști. La care el, pus în fața faptului împlinit, ce crezi că a făcut? A pupat-o. Prelung. Da, așa. Adică nici lung. Prea lung, prea dulce, prea... Deci a fost mai degrabă un sărut Banderas, nu un sărut Iglesias. Așa, plin de sentiment. Și, din câte știu eu, s-a și mutat cu el în pipera Yasmin. Hai să vedem ce vorbe s-au rostit după ce imaginile au apărut în presă. Salutare! Am tot apărut în presă și am fost sunat de mulți jurnaliști să mă întrebe dacă sunt în relație cu fata Yasmin. Păi, fraților, nici nu știu cum arată. Chiar nu vreau să vă spun. Nu, da, pe bune, te duci într-un club, te săruți și tu cu cineva și pac știre. Pe bune, poate că nu e cazul. Oricum, liber să fac ce vreau. Foarte mișto. Reacția e foarte drăguță. Un artist născut. Dar pot să zic ceva? Te rog. Răutăcios? Yasmin mi se pare mai drăguță decât Raluca. Eu am văzut-o pe Raluca. Am fost invitată la un mic eveniment unde urma să nu mă duc. Și am văzut o frumusețe venind către mine și zic, noi ne știm. Deci da. Ne-am mai văzut sau ai venit la prezentări de modă? Ai crescut sub ochii mei? Nu. Eu sunt Raluca. Este extraordinar de frumoasă față în față. Who the fuck is Alice, nu? Crede-mă, da. Am rămas șocată, nu venea să... Este o mare deosebire între ce știam eu și ce, cum arată ea și mi-a zis, ca să mă liniștească, stai relaxată, multă lume îmi spune același lucru. Adică? Faptul că e o mare deosebire între ceea ce se vede. Da, nu e fotogenică. Băi, zice, nu sunt fotogenică. Poate să te placă sticla, poate să nu te placă. Este splendidă. Da? Da. Eu totuși merg pe mâna lui Pepe cu Yasmin. Așa. Dar spune-mi, se mărită Simona Halep? În sfârșit, Stere Halep. Simona mea. În sfârșit, tatăl ei, Stere Halep, a cedat. A trecut peste faptul că Tony Iuruc, actualul logodnic, sau și logodnic de timp, a mai fost căsătorit de 2 ori și chiar cu ultima soție are situație încurcată, fiindcă ea, după ce a divorțat, a născut, dar se pare că nu-i copilul lui. E ciudat. Și de vreo 2 ani de zile, cam de când Simona s-a afișat prima oară cu el la petrecerea de după Wimbledon, da? Cea mai frumoasă zi din istorie pentru ea, pe care i-a stricat, toți minte, Prodanca seara cu Alexa, când toată presa, în loc să se refere la bătaia pe care a dat-o Sirinei Williams, Alexa, da, cu palma, gata. S-au referit la backend-ul Prodancei. Așa. Deci atunci s-a afișat prima oară cu Tony. Și cu tatăl. Deci a fost un început de reconciliere.
Dar totuși, uite, a rezistat Stere Halep până acum, când se pare că n-a mai avut ce face. Drept pentru care Simona a apărut cu inelul, pe dreapta se ține inelul de logodnă, nu? A apărut cu solitarul pe mâna dreaptă, a apărut cu o mașină nouă, iar Tony a fost surprins intrând la o reprezentanță de ceasuri elvețiene, fiindcă știm foarte bine care e pasiunea cea mai mare a Simonei, ceasurile Hublot. Ea are o colecție de vreo 5-6 ceasuri de-astea, care mai de care mai interesante, și se pare că pe lângă inelul cu diamant, cadou de logodnă... În loc să-i dea un telefon mobil ca să citească ea singură de pe ecran, să mai bine... Un, să-și ia un Swarovski style Vertu, nu, i-a zis mai bine iei încă un ceas, acum nu știu cum face, știi că am văzut în filme, că le ții într-o colecție și le porți când și eu când. Am văzut la un colecționar purtându-le pe ambele mâini. Da? Da. Mai multe așa până la... Nu, nu, două. Unul așa, unul așa. Eu am fost la o prezentare de ceasuri de-astea elvețiene mai de mult și la intrare a venit o fată și mi-a pus pe mână unul de 200.000 de... Și eu am zis, bă, nu vreau, că mi-e frică, dacă dau din greșeală așa, cum ce nu, că sunt asigurate. Da, și asta. Mergem un pic mai departe, cred, cu Mihaela Rădulescu, care cred că a lăsat să se scurgă informație. Ei, da, nu, la Mihaela niciodată nu e ceva întâmplător. Zic și eu, mă, tu da, adică nu e chiar așa că pur și simplu a te fost, prinde un paparazzo, da, și îți face poze. Nu, nu e ca în filmul ăla celebru al lui Antonioni, nu, nici pomeneală. Dar ceea ce e interesant, că s-a tot bârfit anii ăștia, mai ales cu pandemia, da, când Mihaela era într-un loc, Aian era într-un loc, Felix Baumgartner era în alt loc, s-a bârfit cum că s-ar fi stricat un pic relația. Uite că Mihaela merge mai departe, precum Dorina Lază pe vremuri, Angela merge mai departe și ne dă peste bot tuturor. Păi ne dă peste bot în cazul în care l-am deschis, dar noi nu prea am deschis subiectul până acum. A fost discutabil și disputabil în același timp și apare la Saint-Tropez, frumos, pe lângă iahturi, cu Aia și cu Felix. Și ai să râzi, Felix n-a sărit cu parașuta deloc, nu mai era cazul, avea plasa de siguranță lângă el. Mihaela Rădulescu, în continuare, își face numărul frumos, zic eu. Asta înseamnă că informațiile, adică fotografiile care au apărut cu știința tuturor părților. Absolut. Foarte absolut. Bun. Absolut, păi nici e și aranjată în așa fel încât că este... Bine, ea oricum nu iese pe stradă nearanjată. Oricum în fiecare dimineață are ritualul ei, știi că stă o jumătate de oră cu fața în apă, cu gheață. Mi-a povestit mie cândva lucrul ăsta. Așa, deci e o femeie extrem de cochetă. Bine, de are cochetă și cu ce de... să... Da, e adevărat, dar are și în... ce să facă. Păi altfel cum că se menține... E adevărat. Crezi că e naturel așa ca la noi? Nah. Ia să vezi tu ce de mâine umblu la congelator. Am o rață de la mamaie. Dacă nu mi-mi funda căpățâna, ia să vedem dacă rezultă ceva. Fica Andrei Bereclanu este atât de frumoasă că ți-a mințile. E aproape la fel de frumoasă ca mama ei. Este, eu cred că va fi la fel de frumoasă în scurtă vreme, pentru că încă este în formare. E foarte tânără, are 19 ani. Nu mă pot abține, trebuie să o zic. E și fata lui Andrei Zaharescu. Nu poate să fie la fel de frumoasă ca Andreea Bereclanu. Eu am o slăbiciune pentru Andreea, am fost și colegi. Ții minte și acum o întâmplare senzațională. Când am fost cu Andreea să facem un interviu cu Johnny Răducanu, la motoare sus, acolo, pe Teatru Național, și când am ajuns față în față, nea Johnny s-a uitat la mine și mi-a zis, băi, e atât de frumoasă fata asta și mai departe nu pot să reproduc ce ar fi zis că ar fi făcut el, la care Andreea a rămas așa cu gura căscată, ea, să știi că e destul de timidă în realitate, nu e o ființă bățoasă așa, și am trecut repede peste acest moment și a ieșit un interviu senzațional. Dar Eva, pe care aici o admirăm la Londra, și uite ce interesant este îmbrăcată, mi-e place bluza ei, dacă nu o fi cumva o bazma? Aseară ți-am luat bazma și acum te văd fără ea. Un lexic care te trădează. O mică răutate. Se numește un șal, o eșarfă. O, nu? Ca la Izadora Duncan. Exact, aul, Doamne ferește, zic, nu că... Izadora Duncan a murit cu bazma decât, iartă-mă. Dar asta este o chestiune studiată. Mă, crezi că și-a uitat bluza acasă și a simțit nevoia asta, să... Așa a vrut artistul. Lasă-mă în pace. Da? Ai rămas de pe vremea basmanelor. Îmi place cum și-a pus băzmăluța. Așa. Și busuioc în păr. Trecem mai departe la Gheorghe Gheorghiu, care se casară paranoniorar. După ce pensar,
Mult dar pensat. Unde dragoste nu e, nimic nu e, da, nici da. Soare nu-i, nici viață nu-i, da, iar tu rămâi al nimănui. Vezi, de acest bune turneele artiștilor români în America, nu mai e nevoie citezi de pensie. Din Corinten, da. Nu mai e nevoie de pensie. De exemplu, Gheorghiu, 67 de anișori, dar se ține bine, ai văzut că în continuare are plete brunete. L-am văzut? Da, deci nu, mi-e place asta. Îmi aduc aminte tinerețile noastre oarecum comune când încerca să cânte în deschiderea spectacolelor de rock pe la niște case de cultură din București și îl mai luau la bătaie fanii că nu le plăcea genul lui, dar n-are nicio importanță. E cu totul alt gen. E cu totul alt gen, nu se popa el cu Iris, asta este, nu poți să le faci pe toate în viață, nu poți să ai și pe Bădălina și pe Anca Țurca și ea, dar... Poți să te căsătorești cu o doamnă mai tânără cu 15 ani, foarte simpatică, doamna Gabriela Băncescu din New York, care este o femeie de afaceri acolo, de aia spuneam că nu mai are nevoie de pensie. Da. Iar nașii la nuntă, cine crezi că vor fi? Maria Dragomirului și soțul ei, Bebe Mihu. Am bănuit. Da? De la ce ai bănuit? Am eu o intuiție care e infailibilă, să-i aulele, zicem așa. Câte... Câte infailibile da, ai pe da, tine. Deja mă cutremur. După ce mi-ai zis-o și pe aia cu bazmaua, mi-ai aruncat bazmaua în față. Așa. Eu am vrut să fac un banc și tu... Și tu nimic, tu nimic. Da, da. Hai bine, eșarpele. Știi cum eșarpele. Spune Șerban Foarță? Șarfa, eșarpele Izadore. Da, da. Jocuri da, da. De cuvinte. Deci va fi o nuntă. Va fi. În America. Noi, da, asta spun că nu vom fi invitați pentru că nu avem viză. Dar... Păi eu cred că nici el nu se mai întoarce, rămâne acolo, că altfel nu mai poate să intre. Mă rog, nu știu. Dar important e că se căsătorește. La mine, Pârga, după părerea mea, arată senzație. Femeia asumată și-a pus niște fotografii pe colo, pe colo și fanii descreierați au început să se supere. S-au supărat, fiindcă li s-a părut că s-a pupat cu chiuveta sau cu oglinda. Nu s-a pupat cu chiuveta, arată splendid. Ei au căpătat alt contur. Așa și? Sunt... Mă, eu zic, eu știu pe Plavinia de când era spicy, mică. Da. Așa. Și vreau să spun că e o femeie atât de frumoasă, încât chiar nu cred că avea nevoie de chestia asta cu buzele. E o părere personală. Eu cred că avea dacă ea își dorea. Dacă da, bine, nu. Am și eu o cunoștință care acum e obsedată, o doamnă așa pe la 40 de ani, obsedată să se opereze ridurile de pe gât, de exemplu. Deci pe femei le apucă, da, le apucă când și când, da. Mai câte o operație estetică. De... Dar să știi că medicul ei, după părerea mea, a făcut o treabă foarte bună. Bă, dar n-avea nevoie, era frumoasă. Tu dacă îți dorești, de exemplu, o operație de ceva, whatever, stai să întrebi pe toată crede-mă, lumea. N-am nevoie. N-am nevoie. Nu e la ce te gândești. La buză. La menisc. La menisc. Așa. Nici m-am lăsat de fotbal. Te-ai lăsat de fotbal. Păi de asta. Repară-ți meniscul și te reapuci, Ronaldo mic. Da. La ocupa presiei era să-mi rupă glezna Vlădoiu, că juca pentru altă parte. Hai, lasă, că nu te-a nimerit pe tine, s-a dus la mondial. A durat un minut. A fost de ajuns un minut ce nu-l pot uita.